Salutare lume, eu sunt Alex și bine v-am găsit la un nou clip. Știu că nu am mai postat de câteva zile, dar uh, am avut multe teme și cred că înțelegeți și voi. Ok, astăzi m-am gândit că eu nu am făcut o prezentare până acum a lui Marco este 99 și anume ce trebuie să faci ca să adun cele 51 de tokenuri pentru acesta. În primul rând, vreau să vă spun că sunt foarte, foarte greu de adunat și nu după ce o să vizionați acest clip, o să intrați pe FIFA Mobile și în 5 minute o să-l aveți. Trebuie foarte, foarte multă muncă pentru acesta, minimum, dacă o iei de la zero, minimum două luni așa de muncă serioasă. Și m-am gândit să vă explic cum puteți obține acești tokeni. Deci, hai să începem. Avem prima dată Mobile Master Division. Division doamne. Eu uh, am deja câteva tokeni, o să-i pun acum. Hai să vedem uh, și câți am. Da, ok, am 10 tokeni și mai am depus uh, 3 tokeni. Ca să îi aveți pe toți 13 tokeni, trebuie să ajungeți în FIFA Champion, adică să aveți 10 milioane de fani la Attack Mode, ceea ce este destul de greu și da, necesită foarte, foarte mult timp. Dar o să ai 13 token și poți să le iei pe Royce, nu? Și are 99 până la urmă. Ok, mai departe o să vreau să fac aici cu Leagues. Dacă mi-au mi apărut tot Ia să vedem. A apărut pack din ăla cu... Cu 10 player de gold. Ne, nu mă interesează. Și hai să vedem totodată ce știri, noutăți mai sunt. Inform și cam atât. O să-l fac și eu pe Sergio Ramos, vă recomand și vouă, însă vă trebuie minim 300 de ca și vă recomand să-l faceți cam pe marțea viitoare când o să fie prețurile mai uh, mici la Informe Master, la Glick și la Mertens. Ok, revenim la, la ale noastre. Avem aici 12 token puși de mine la Lix și ca să aveți și 20 de token aici, trebuie să fiți într-o ligă și să câștigați foarte, foarte, foarte multe meciuri. Dacă sunteți într-o ligă și câștigați, de exemplu, un meci, o să primiți 3 token pe care îi puteți adăuga aici, în acest plan, la League vs. Versus league. League versus League. Și când faceți 10 token, vă dă un token din, ace din acesta. Dacă și îl puteți adăuga aici. Eu stau destul de bine aici. Și, apropo, rămâneți activ pe canal Săptămâna viitoare o să-mi fac o ligă proprie în care o să intre toți prietenii mei și toți abonații mei. Ok, mergem mai departe la live events. Aici este cel mai ușor, după părerea mea, de strâns cele 5 token și nu doar pentru că sunt doar 5 la număr, ci și pentru că cerințele sunt destul de ușoare. Trebuie să faci un număr mare de eventuri și cred că ca să iei ultimul token al 5 cincilea trebuie să joci 500 de live eventuri. Deci într-o lună, două luni maxim, îl poți face lejer. Lejer jucând doar ceea ce joci de zi cu zi. Ok, mai departe o să fac aici Mobile Master Plans, unde am doar două tokenuri din 3 și al treilea o să fie destul de greu de obținut și pentru mine și pentru voi. Haideți să mergem aici la achievement și să vă arăt. Stați unde era. Um, dacă l-aș și găsi, ce bine ar fi. Hai mă, aici, aici. Deci, plan master 3, trebuie să completez 90 de planuri diferite și am 63 până acum. Nu mă grăbesc, chiar îl las acest token, ultimul, pentru că este foarte, foarte greu de făcut și așa vă recomand și vouă să, să-l lăsați ultimul. Și până atunci o să mai apară niște planuri pe aici și o să adun vreo 70 ceva de planuri completate, iar la final o să fac aici la National Champion, unde este de, destul de ușor să faci planurile, nu sunt foarte costisitoare. Ok, mergem înapoi la ROYCE de 99 al nostru. Și avem aici Mobile Master Seasons, unde sunt convins că stați mult mai bine ca mine, pentru că cred că vă place să jucați meciurile întregi. Am doar 4 tokenuri, trebuie să joc din greu aici. Ca să câștigați token aici, trebuie să câștigați un sezon aici la... Stați să vă arăt. Aici la Season este foarte greu, dificultatea chiar este easy, easy, easy. Și da, eu mă pun serios pe treabă, deocamdată am doar... Um, 33 de token și îmi trebuie 51, cred că într-o lună, o lună și ceva o să-l fac pe Royce și da, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, uh, urmează un nou clip mâine și da, până data viitoare!